Deci astăzi a continuat ședința preliminară în cazul lui Vlad Filat. Noi am solicitat instanței să se expună asupra mai multor cereri. Noi am înaintat cerere de nulitate a rechizitorului și încetarea dosarului penal. De ce? Din motiv că acest rechizitor nu conține probe admisibile într-un proces penal. Deci considerăm că este unul nul și prin prisma faptului că instanța a fost sesizată într-un mod ilegal, mă refer la disjungerea dosarului penal și trimiterea în judecată. Noi am înaintat o cerere prin care am solicitat instanței să îi se permită domnului Vlad Filat să vorbească în fața presii la ședințele de judecată. Această cerere la fel a fost respinsă. După care am înaintat o excepție de neconstituționalitate, mai exact ca instanța să inițieze procedura de verificare a constituționalității a două articole din Codul de Procedură Penală. Și aici mă refer la articolul 345 și articolul 352. Aceste articole, cu părere de rău, nu prevăd clar posibilitatea examinării probelor prin prisma admisibilității, deci legalitatea probatorului în ședința preliminară. Și articolul 352, alineatul 6, nu prevede posibilitatea domnului Filat de a avea dublu acces la jurisdicție în materie penală și anume de a ataca acea decizie a instanței cu privire la ședința preliminară. Toate cererile noastre care le-am invocat au fost respinse. În consecință a fost stabilită ziua când va fi inițiat cercetarea judecătorească ca fiind 28, dacă nu greșesc, asta e joi, la orele 11. Pe de altă parte, domnul Vlad Filat m-a rugat să vă transmit anumite mesaje, pentru că am înțeles că dumnealui, printre ieșirile dintr-un birou în altul, a transmis un mesaj scurt și datorită faptului că procurorul i-a interzis să vorbească, dumnealui nu a avut posibilitatea să-și exprime fraza până la capăt. Deci, referitor la mesajul care a fost transmis prin coridoarele judecătoriei, pentru a nu fi interpretat eronat, dumnealui m-a rugat să transmit următorul mesaj. Nu am comunicat cu nimeni din cei 8 deputați care au votat guvernul Filip. În acest sens, rog să fie întrebați fiecare din ei pentru a confirma acest fapt. Mesajul meu a fost constant transmis de unitate și păstrare a echipei și partidului. Atât. Urmează următoarea ședință de judecată în care vom asculta învinuirea care este înaintată de către procurori. Domnul Filat a avut astăzi ocazia să se expună, să vorbească? Da, i s-a oferit în limita drepturilor și și-a expus opinia pentru fiecare cerere. Dumnealui a spus în continuare că nu este de acord cu aceste hotărâri judecătorești ale instanței care sunt arbitrare și neîntemeiate. Dumnealui se declară în continuare nevinovat și trebuie să înțelegem că prezumția de nevinovăție încetează odată cu sentința de condamnare. Până atunci, domnul Filat este o persoană nevinovată. De ce anume, potrivit dumneavoastră, trebuie anulat rechizitoriu și încetat acest dosar? Mai concret, dacă puteți să ne dați niște... La acest capitol, doar atât am vrut să vă spun. Domnule Popa, ceva. Dumnealui a fost interzis din nou, adică a fost menținută decizia de a interzice comunicarea cu presa. Care a fost motivarea judecătorilor? A fost cumva o motivare? Sau? Noi nu am citit, pentru că instanța a deliberat chiar acum, câteva zeci de minute în urmă, nu am citit partea motivantă a hotărârii, dar îngrădirea dreptului la comunicare noi considerăm că este arbitrară și abuzivă.